În savana africană există un loc numit Regatul Luminii, regat care este sub conducerea regelui leu Mufasa. Acum Mufasa este un rege iubit de popor, dar acesta are un frate pe nume Scar care mereu a fost gelos pe el, din cauza că în viziunea acestuia, Mufasa a ajuns rege doar pentru că a avut norocul de a moșteni gena cu mai mulți mușchiuleți a familiei. Disprețul lui Scar față de fratele său este atât de mare încât acesta nici măcar nu a fost prezent la botezul lui Simba, a.k.a. a nepotului său, lucru care vă dați seama că nu i-a picat prea bine lui Mufasa. În fine, în timp Simba a crescut, iar ca Scar să își asigure viitorul, el l-a manipulat pe băiat să meargă la periferii, a.k.a. în vecinătatea Regatului Luminii, ca să vadă un cimitir de elefanți. Iar ca să fie sigur că nepotul său nu se va întoarce în viață de acolo, Scar a vorbit cu niște hiene care să-i facă felul. Deci totul a mers conform planului, Simba și-a luat o prietenă pe nume Nala și împreună au mers la periferii, unde cei doi puiuți de leu au fost atacați de hiene. Noroc cu Zazu, a.k.a. o pasăre slujitor de la curtea regală care a stat cu ochii pe cei doi, l-a anunțat de îndată pe Mufasa că fiul său e în pericol. Așadar, Simba și Nala au fost feriți de probleme. Dar Scar nu se lasă cu una cu două și de îndată acesta și-a regândit strategia și l-a pus pe Simba să stea într-un canion, iar pe hiene să agite o ciriadă de bovine. Astfel acestea au început să fugă haotic prin canionul în care se află Simba. Bineînțeles că Mufasa a sărit din nou în ajutorul fiului său și a reușit să-l ducă pe acesta la loc sigur. Dar în tot haosul ăla, Mufasa a fost despărțit de Simba. Totuși, cu ultimele sale puteri, Mufasa a reușit să se tragă la o parte din calea turmei și a dat să se cațere afară din canion. Dar în vârful stâncii regele a fost așteptată de către nimeni altul decât Scar. Deci în loc ca acesta să-și ajute fratele să urce la loc sigur, el l-a aruncat pe Mufasa în canion unde și-a găsit sfârșitul. Dumnezeu să-l ierte! Ok, deci acum că Scar a scăpat de regele regatului, acesta mai trebuie doar să-l aranjeze și pe prințul moștenitor pentru a-și securiza tronul. Așadar, el îl manipulează pe Simba să creadă că el este de vină pentru moartea lui Mufasa și că măsa nu-l va mai primi înapoi acasă pentru ceea ce a făcut. Așadar, Simba a dat să fugă din Regatul Luminii, iar Scar și-a pus hienele să-i facă treaba murdară și să-l mănânce. Din fericire, Simba a reușit să scape de hiene și a ajuns într-un deșert unde a rămas inconștient. Dar spre norocul puiului de leu, pe zonă erau Timon și Pumba, a.k.a. o suricată și un mistreț care l-au luat pe-a nostru din deșert și l-au dus într-un loc mai prietenos. Amu, Timon și Pumba sunt doi proscriși ai speciilor din care fac parte. Anume, Timon este o suricată care nu se pricepe la săpat tunele și care, spre deosebire de semenii săi, vrea să trăiască la suprafață. Cât despre Pumba, el este un mistreț care este evitat atât de semenii săi, cât și de prădători. Asta din cauza superputerii sale. Anume, el este o armă biologică asemenea lui Owen din Drama Totală. Deci, având în vedere că și Simba are acum titlul de proscris, el decide să rămână alături de Timon și Pumba, a nostru fiind crescut de către cei doi precum propriul lor fiu în baza principiului Hakuna Matata, a.k.a. pe principiul unei vieți fără griji. Atâta doar că Simba o trebuit să se dezobișnuiască din a mânca antilope și să învețe să bage la mați gândaci. În fine, în timp, Simba a devenit adult, iar la un moment dat o leoaică a pus ochii pe Timon și Pumba, așa că Simba a fost nevoit să sară în ajutorul prietenilor săi și astfel a constatat că leoaica respectivă este Nala. Așa că după ce au depănat câteva amintiri, Nala i-a zis lui Simba că în prezent Scar conduce Regatul Luminii și că acesta face o treabă deplorabilă. Gen, el le-a mutat pe hiene de la periferii în regat, iar drept consecință pentru că acestea nu respectă echilibrul naturii, ciclul vieții sau lanțul trofic, toate ierbivorele s-au cărat din Regatul Luminii, iar carnivorele au rămas fără hrană și fac foamea. Deci mai exact din acest motiv, Nala a fost nevoită să se îndepărteze atât de mult de Regatul Luminii pentru a putea vâna. Amu, inițial, Simba a fugit de responsabilitatea de a-și opri unchiul. Dar după o discuție cu o maimuță sărită de pe fix și cu spiritul tatălui său, Simba se întoarce în Regatul Luminii alături de Nala, Timon și Pumba. De îndată ce l-a văzut pe Simba, Scar a încercat să-l manipuleze din nou pe-a nostru ca să se simtă vinovat pentru moartea lui Mufasa. Dar când Simba a dat să pice de pe o stâncă, lui Scar i s-a părut poetic să-i zică că așa l-a omorât urât și pe Taxu. Deci la auzul confesiunii unchiului său, Simba a prins putere, l-a încolțit și l-a forțat pe Scar să le zică tuturor că el este cel care l-a ucis pe Mufasa. Deci oficial începe un război în toată regula. Scar și hienele sale împotriva lui Simba și ale oaicelor din regat. By the way, Timon, Pumba și niște neamuri de ale lui Timon au ajutat și ei cu ce au putut. Amu pentru că Scar nu este un leu prea masiv, el a încercat să se milogească în fața lui Simba și să dea vina pe hiene pentru tot ceea ce a făcut. Dar a nostru nu mai e la fel de naiv ca în trecut și nu prea a înghițit povestea asta. Deci pentru că Simba nu este un ucigaș, el îi permite lui Scar să își păstreze viața dacă el va părăsi Regatul Luminii. Deci în primă fază se pare că Scar și-a acceptat înfrângerea. Dar de îndată ce Simba și-a lăsat garda jos, bum, Scar a livrat un atac surpriză. Dar din fericire a nostru a fost capabil să riposteze cu un truc învățat de la Nala și l-a aruncat pe Scar într-o râpă. Râpă unde a fost așteptată de prietenele lui hiene, care nu sunt prea încântate că el a vrut să le bage la apă pentru a-și salva pielea. Deci nu, bănuiesc că vă dați seama ce se întâmplă în continuare. Scar nu merită un Dumnezeu să-l ierte. Așadar, Simba urcă pe tronul Regatului Luminii, îl readuce pe acesta la forma sa de glorie, se căsătorește cu Nala și face un copil cu aceasta, o leoaică pe nume Kiara. By the way, teoretic, Simba are și un fiu pe nume Kaian, dar el nu apare în cel de-al doilea film Regele Leu, ci doar într-un desen pentru copii de pe Disney Junior. Desen pe care am ales să nu-l includ în acest video, pentru că publicul său țintă este mult mai tânăr decât audiența mea normală. Dar hei, dacă voi vreți un video cu Garda Felină, eu vi-l fac. În fine, revenind la Regele Leu, Kiara este precum Simba în tinerețe, curioasă, neascultătoare și neglijentă. Așa că și ea a trebuit să meargă într-o vizită la periferii, unde s-a întâlnit cu un pui de leu izgonit pe nume Kovu. Amu atât Simba cât și Zira, a.k.a. mama lui Kovu, nu au întârziat să apară în peisaj și să își separe plozii. Genă după căderea lui Scar, o parte dintre lei i-au rămas loiali lui, așa că Simba nu a avut încotro decât să-i alunge pe aceștia din Regatul Luminii. By the way, Scar l-a numit pe Kovu succesorul său la tron. Asta deși el nu îi e tată. Amu cine îi tatăl lui Kovu? Asta numai Dumnezeu și Zira știu. În fine, în continuare Zira concepe un plan de a-l infiltra pe Kovu în Regatul Luminii prin Kiara. Deci după câțiva ani de antrenament și spălare pe creier, leii de la periferie au pornit un foc în Regatul Luminii pentru a o pune pe Kiara în pericol. Iar pentru că domnișorul Kovu i-a salvat viața, Simba a fost nevoit să-i accepte cererea tânărului leu de a fi primit înapoi în Regatul Luminii. Până acum totul a mers cum a plănuit Zira, dar viața în Regatul Luminii i-a deschis lui Kovu ochii că Simba nu e un băiat rău așa cum zice măsa. Adică nu la început Simba a fost puțin sceptic în privința pușciului și nu l-a lăsat să doarmă alături de ceilalți lei, dar în scurt timp acesta a fost primit cu brațele deschise în vizuină. În fine, la un moment dat, Simba l-a luat pe Kovu la o plimbare prin regat, iar Zira și copiii ei nu au ezitat să atace și să îi mulțumească lui Kovu pentru oportunitatea creată. Deci Simba și-a pierdut toată încrederea în Kovu, dar din fericire el a scăpat cu viață în urma acestui atac. Rănit, dar cu viață. Plus în proces, unul dintre copiii Zirei a dat colțul. Dumnezeu să-l ierte! Iar mama leoaică a dat vina pe Kovu pentru asta. Deci după ce puștiu a primit de la măsa o cicatrice asemănătoare cu cea a lui Scar, el și-a luat tălpășița și a încercat să se întoarcă în Regatul Luminii. Dar el nu mai este bine primit acolo de către Simba și a fost exilat. Amu în continuare chiar a fugit de acasă în căutarea lui Kovu, fata fiind îndrăgostită de acesta. Deci nu a durat mult până când cei doi amorezați s-au găsit unul pe altul. Cât despre situația din Regatul Luminii, Zira profită de faptul că Simba este rănit pentru a-i prelua coroana. Dar în timp ce taberele de lei se războiau, Kiara și Kovu au apărut în peisaj pentru a opri conflictul. Gen în ochii lor, această luptă este fără rost, pentru că cu toții sunt niște lei care ar putea să coexiste în pace în Regatul Luminii. Deci auzind asta, Simba și restul eleilor le dau dreptate celor doi amorezați. Dar Zirei nici nu-i trece prin cap să renunțe la răzbunare. Așa că ea nu ezită să-l atace din nou pe Simba, dar Kiara a sărit în apărarea tatălui său și a luat-o pe mama leoaică la trântă. Așadar, Zira și-a găsit sfârșitul în curenții unui râu, pentru că ea a fost prea căpoasă ca să accepte ajutorul Kirei. Da, ea nu cred că merită un Dumnezeu să o ierte. Dar hei, măcar după asta, izgoniții au fost primiți în înapoi în Regatul Luminii, iar Kiara și Kovu pot fi împreună alături de Simba și Nala. By the way, Timon și Pumba au fost pe zonă în tot acest timp, dar în afară de a amenința câțiva lei izgoniți cu pârțurile lui Pumba, ei nu au făcut prea multe. Fraților, și ăsta a fost cel de-al patrulea video din săptămâna de desene animate. Așadar, nu uitați să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să vedeți la mine pe canal videouri cu Garda Felină sau cu Regele Leu live action. Acestea fiind zise, eu vă las cu membrii de pe canal. Un rând de aplauze pentru legendele David George Brasla, Cătălin Bota, Paul Macarie, Duțu Pașca, Marius, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de Mitici, Ștefan Binefăcătorul și de zeul H Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem mâine.